Salut, bășacalilor, ce faceți? După cum v-am promis acolo pe comunitate, puteți să dați un clopoțel ca să vedeți când postez gen statusurile astea sau poze, mă rog. Am zis că dacă facem 1200 de like-uri la postarea aia, o să-i fac un prank lui frate, mi-am făcut 2000, îi fac prank. Deci deja vine să râd, fiți atenți. O să mă duc la etajul 4, da? Și o să iau diferite obiecte cu mine, printre care o să iau și Kendama. Zice că o să iau un tub de culoare, o să iau șosetele astea și la sfârșit pot iau și Kendama și le arunc așa, știi? Și gen, îi spun mama să-l trimită undeva. Ăsta când o să iasă eu să stau acolo, o să-l stric, pac, o să-i arunc asta, el o să o prindă, pac, îi arunc și asta, o să o prindă. Și când îi arunc Kendama, îi arunc mai încolo ca să nu o prindă, știi? Și presupun că o să crizeze rău. Da, probabil știți că poziția de prank-uri era un pic mai jos, numai că mi-am mutat eu pe aici ceva și acum am mai ridicat poziția și suntem la înălțime. Neapărat trebuie să facem, hai facem 5.000 de like-uri, dar hai să le facem, 5.000, 6.000, 7.000, hai să le facem acolo și eu mă duc să-i fac prank-ul, da? Scuze, frate. Să fie farsa mai șmecher așa, m-am gândit să-i zic că, bă, vezi că facem un challenge, că vezi că o să-ți arunc gen chestii de la 4 de acolo și tu trebuie să le prindi, știi? Când o-ți vadă Kendama, normal că o să încerce să o prindă, dar eu o să-i arunc așa ca să nu poată să prindă, știi? Să cadă aiurea. Mai hai să-l sun, știi? V-ați uitat. Bun, hai că-l sunăm. Alo? Bă, vezi că vreau să facem un challenge, că am auzit că trebuie să te duci să te duci să plătești factura la RDS și vezi când întorci, am eu un challenge ca lumea să-ți arunc chestii de la 4 și tu să le prinzi, știi? Am văzut eu gen în afară, știi? Și-i fain. Bă, taci, bă, că am văzut eu forță în America, de astea că se fac vizualizări multe, da? Hai că... Hai, pa! Pa, pa, pa! Tie, tata, are-l somn! Ce fac? Am modul. De ce șopse? Stai cât mai... Acum e momentul, fiți atenți ce trebuie. Cade! Just a prank, bro! Just a prank, bro! Bro! Nu e prea plăcut, asta este mai pățești. Dar ce, dacă ai atac Kendami, eu ce să fac? Cum să nu-ți fac prank dacă ai atac Kendami, nu? Am văzut că s-o spart, dar n-am reușit să o filmez, că ăsta nu mă lasă, e softicarul. Dar ce, am zis că e challenge american, nu știu ce să supăr așa. Nu-i doar un prank, dar de ce te supăr așa? E doar un prank.
prank. Bani, bă, nu știu, eu cu prank-urile astea, nu știu, dar e doar un prank. Nu înțeleg. Sper că v-a plăcut prank-ul ăsta. Aveți Instagram-urile noastre în descriere. Sigur, e supărat, dar o să-i treacă, mă rog, vede ce fac. Foarte multe like-uri pentru prank-ul ăsta. O să mai facem episoade șmecheri vacanța asta, că după mă las YouTube, că nu mai am timp și o să-mi fii foarte lene. Și ne vedem. Bă, bă! Adesea mecanic, atins de aripa unui fenix stupid, între pământeni palid, evraja visurilor noastre, contrastând cu cătușele de diamant ereditar, degete de evantai, stai calm, n-are sens să te agi.